Bună ziua, domnul Stăleși. Ce mai faceți? Nu v-am văzut de mult. O, știi cum zice moldoveanul, o adevărată plașiere sau mă relaxiez. Mă pregătesc să mă duc la o manifestare pe care voi fi și implicat și în organizarea acestei manifestări. Un spectacol în 5 zile de 8 martie care va avea loc la Imola, în Italia. Eu fac parte dintr-o asociație culturală care se numește Mondoterra, cu sediu în Massa Lombarda. Tot un sălăjean de-al nostru se ocupă, el e președinte și un om de mare suflet care se ocupă de această asociație și m-a solicitat aseară să mă duc neapărat să fiu și eu pas cu pas la organizarea acestei manifestări. Cât timp veți sta acolo? Deci, eu, 8 martie e ca de marțea. Acolo românii marțea lucrează și atunci am găsit de cuvință să o facem sâmbăta, după 8 martie, în următoarea sâmbătă. Până atunci voi sta acolo, după aceea, în următoarea săptămână, lunea, marțea, mă întorc acasă. O să încercăm să dăm cuiva, dacă am găsit pe cineva cu cameră, să aduc câteva secvențe. Am mai avut manifestări acolo frumoase, dar din păcate, poate că acum găsesc la sediul asociației, dacă are cumva, atunci nu era această asociație, era alta, am fost printr-o altă, o doamnă care ne-a primit frumos, am avut spectacol la Ravenna, la Banja Cavallo, deci am mai avut și întâlnire cu oficialitățile de acolo, deci chiar că mă duc cu drag și românii sunt așa de primitori și de bucuroși și de vesel, că nu prea e roză viața printre străini. Ce le transmiteți doamnelor de 8 martie, pentru că veți lipsi din Zalău? Împlinirea tuturor gândurilor, a viselor, copiilor să le aducă bucurii. Cea mai mare satisfacție e asta, când să te poți bucura de munca ta și în mod special de copiii tăi.